Bună ziua și bine ați venit pe canalul de YouTube al paginii Loop. Dacă doriți să faceți o etalare personală cu mine, în general răspunsurile pentru etalarea dumneavoastră vin în maxim 24 de ore. Dacă doriți ca etalarea să se desfășoare prin mesaj text sau prin mail sau la ora stabilită de noi, vom intra într-un apel pe WhatsApp, iar eu vă voi face etalarea în direct prin apel. Dumneavoastră puneți direct în acel moment întrebările și exact atunci primiți și răspunsul, în funcție de cum preferați și de cum aveți timp. Etalarea prin apel durează o oră, însă la mesaje text intră aproximativ 15 întrebări și dumneavoastră veți decide și cum vi s-ar potrivi mai bine etalarea în funcție de timpul pe care îl aveți și de ce considerați că vi se potrivește mai bine. În regulă, de asemenea veți găsi detalii în legătură cu etalările personale în descrierea videoclipului și voi încerca să fac lucrurile acolo cât de clar posibil. În regulă. La etalarea de astăzi vom vedea exact cum stați pe partea financiară și pe partea ce ține de dragoste pentru luna mai. Partea cu cărțile albastre, pachetul 1, 2 și 3, sunt pentru dragoste, pentru luna mai. Este practic o completare a zodiacului. În mod normal, zodiacul ar trebui urmărit după zodia normală, ascendent și semnul lunii. Însă pentru a nu sta fiecare să verifice exact fiecare semn zodiacal în parte și să nu se uite exact la toate acestea, am decis să fac și prin alege o carte pentru a personaliza pe cât posibil pentru fiecare. Așadar, pentru dragoste 1, 2, 3, pentru financiar, în mod normal există, la fiecare avem un pachet corespondent la care o să citesc, de exemplu, eu la pachetul 1 voi citi pachetul numărul 1 de la financiar, la fel 2 și apoi financiar 2, dragoste 3, financiar 3. Dar dacă sunteți mai atrași, de exemplu, de pachetul 1 și de pachetul 1 la dragoste și pachetul 2 la financiar, atunci puteți alege direct așa, numai să știți să căutați aceste pachete. În regulă, vom începe acum etalarea. Voi lua cărți clarificatoare în funcție de cum voi avea nevoie. Pe plan emoțional nu pot să zic că se vor schimba foarte multe. Lucrurile vor fi destul de stagnante, nu stabile, stagnante. Nu vi se pare că ajungeți la ceea ce vă doriți dumneavoastră suficient de repede. Lucrurile se mișcă foarte încet, trebuie să aveți foarte multă răbdare, dar totodată nu aveți toate informațiile necesare pentru a decide mai departe dacă vreți să rămâneți în situația asta sau nu. Ar fi prea devreme să vă zic că ar trebui să luați o decizie pentru că nu riscați să faceți o mare greșeală dacă acționați pe impuls. Sunt foarte multe secrete. Folosiți-vă intuiția dacă vreți să aveți o idee despre ce se întâmplă aici, pentru că sunt foarte multe secrete. În cazul dumneavoastră nu sunt lucruri evidente, nu sunt lucruri de care știți, dar nici atât de grave încât să zic că nu este în regulă să stați. Doar aveți răbdare și toate lucrurile vor veni la dumneavoastră. Vi se vor explica exact toate motivele anumitor comportamente, tot ce nu vi s-a spus până acum, vi se va spune, nu mai aveți răbdare și nu luați încă o decizie. Persoana aceasta, dacă aveți dubii, dacă vrea ceva serios cu voi, da, vrea ceva serios cu voi, numai că simte că are foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolve și i-ar fi frică de faptul că dacă v-ar spune acum ce se întâmplă,
ați reacționa negativ și ați pleca automat din situație. Însă, în cele mai multe cazuri, dacă v-ar spune 100% sincer, ați înțelege și n-ați pleca. Însă se teme foarte mult să vă piardă și atunci preferă să lase această liniște, această distanță pentru a putea să vă țină în preajma sa, chiar dacă nu a reușit încă să rezolve toate aspectele din viața lui. Pe plan financiar, pentru pachetul numărul 1, ok, asta e interesant, după aici sunt destul de interconectate cele două. Putem observa două secunde că avem puterea odată aici și odată aici. Ceea ce înseamnă că și pe plan financiar aveți secrete, există niște lucruri ce trebuie să se rezolve și nu puteți face prea multe. Însă pe plan financiar este foarte posibil să se rezolve mai repede decât pe plan sentimental. Adică aici avem asul de bâte. Asul de bâte poate reprezenta aici o ofertă care vine din senin, la care cineva s-a gândit să vă facă, dar nu a venit încă să vă spună acest lucru. Va veni foarte curând, în general ar fi un punct, o zi, o săptămână, aici s-ar învârti, deci nu este ceva foarte îndepărtat. Va veni către dumneavoastră, vă va spune exact despre ce este vorba, dar aveți răbdare că lucrurile se vor clarifica. În momentul în care această persoană vine cu oferta, vă va spune totul cap coadă, dar să ne înțelegem, vă va spune totul referitor la partea financiară, la partea emoțională, va trebui să mai aveți răbdare neapărat. În regulă. Practic, la partea emoțională va dura bine. Nu mai trebuie să aveți răbdare și lucrurile se rezolvă în regulă. Pe partea emoțională putem spune că aici avem de-a face cu o situație în care dorința dumneavoastră în legătură cu această situație se îndeplinește. Dar trebuie să o priviți de la distanță momentan. Fiind prea atașată de această situație, suferiți mai mult decât ar fi cazul. Lucrurile se îndreaptă. Dacă așteptați să se întâmple un divorț, se va rezolva în cel mai bun mod posibil. Și pentru dumneavoastră, și pentru cealaltă persoană. Nu văd că ar fi secrete. Dar aici, efectiv, este nevoie de timp pentru ca toate lucrurile să se așeze, nimic altceva. Universul deja lucrează pentru dumneavoastră, nu mai trebuie să aveți răbdare, să nu vă grăbiți. Ați putea avea vise sau anumite intuiții, mai mult noaptea, în legătură cu situația. Deci, practic, dacă nu vorbiți, nu este nicio problemă, dumneavoastră cumva simțiți sau aflați fie din vis, fie din intuiție, cum o fie urmăriți citiri în tarot, fie în cafea, ar fi mai mult ziua, dar dumneavoastră sunteți mereu la curent, chiar dacă nu vi se spune fizic, vă aflați pe plan energetic. Iar pe partea financiară, stați și analizați o propunere care vi se pare că vine un pic cam prea rapid, prea de nicăieri. Situația aceasta financiară ar putea fi ori facem acest lucru, ori nu facem nimic. Și stați să vă gândiți dacă într-adevăr se merită să vă implicați. Aș putea spune cu acest 10 de monede că se merită să vă implicați în această situație financiară, dar totodată să fiți un pic atenți, adică da, este benefică situația, dar să nu aveți mici surprize neplăcute, nu ar trebui să fie ceva foarte mare sau să vă schimbe decizia sau să vă facă să vă pară rău dacă vă băgați, nu, pur și simplu sunt
anumite aspecte de care trebuie să țineți cont pentru ca lucrurile să meargă mai ușor, mai de la sine, mai plăcut. În regulă. Aceasta a fost și etalarea numărul 2. Etalarea numărul 3. Pe plan financiar pot să văd o ruptură. Ruptura s-a putut produce din cauza mai multor secrete. Suferiți după această ruptură și vă gândiți destul de mult la ea. Însă cealaltă persoană nu vrea să se concentreze pe situația asta acum. Are ceva mai nou, o situație mai nouă care îi se pare mai stabilă și care îi se pare că va duce către ceva mai, mai bun, mai puternic, mai stabil, mai. Să vedem acum dacă și... dacă va fi și așa. Nu. Situația pe care el o va vedea ca stabilă va fi de fapt o situație care da, va fi aceeași peste ceva vreme, dar îl va bloca din multe puncte de vedere. Adică nu e benefic. Îl face să stagneze, îl face să nu se poată concentra, să nu se poată dezvolta, să nu poată evolua. După această relație aș putea zice că se va avânta în foarte multe opțiuni, dar oricum nu văd să dorească nici după ce se va încheia această relație să se întoarcă, nu-l văd. Pe plan financiar, aș putea să zic că deși s-a trecut odată cu această separare prin greutăți financiare, lucrurile vor sta mai bine. Ar trebui să luați niște alegeri în legătură cu organizarea finanțelor. Există niște oportunități de a investi în ceva, de a face ceva în plus, de a câștiga o sumă mică, nu este foarte mare, dar vă ajută să depășiți aceste mici probleme care vă mai pun din când în când piedici. Numai trebuie să fiți clar în legătură cu ceea ce vreți și hotărâtă, mai hotărâtă dacă se poate. Încercați să nu fiți preocupată de intrigi, să zic așa. Să fiți clară, să nu lăsați loc de interpretări, să nu poată exista posibilitatea de intrigă în vreun fel. În regulă, aceasta a fost și etalarea numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. În curând voi posta și zodiile pentru săptămâna viitoare și sper să vă fie util acest clip. Vă mulțumesc!